Am dat drumul. Da. Problema 3. Problema 3, care sună cu... Care sună așa. Fie A și B, aparținând cercului de centru O și rază 12 radical din 3 cm. Deci fie... AB, A, virgulă B, aparținând cercului de centru O și rază 12 radical din 3 cm. 12? Radical din 3. Da. Și C, un punct exterior cercului. Eu citesc cum scrie. Exterior. Cercului. Astfel încât OC egal cu 24 cm și CA și CB tangente la cerc. Deci C aparține exterior, așa încât OC 24 OC egal cu 24 și CA și CB tangente la cerc. CA CB intersectează cercul de centru O și rază 12 radical din 3, egal punctul A. Da? Așa spune, este... tangent. Tangent în punctul A. Da, și CB. Și CB, la fel zicem, intersectează cercul din centru O și... rază 12 radical din 3, radical din 3 B. Egal mulțimea formată din B. Să se afle, amic. Lungimile segmentelor AC și BC. Lungimile... AC, egal cu cine? AC. Deci AC egal cu cine și BC egal cu cine. Și B mic, măsurile unghiurilor patrulaterului OACB. Măsurile unghiurilor patrulaterului OACB. Deci unghiurile OAC și B. Unghiurile, da? Asta e patrulaterul. Da. Adică măsura lui O, la, da. Măsura lui O egal cu cine? Măsura lui A egal cu cine? A egal cu cine? B. Măsura lui B egal cu cine și măsura lui C? Să facem repede un cerc. Asta facem acum. Este de cercul din centru O și rază aia. Da. Da. Ce aparține exteriorul cercului. Și punctele A și B sunt pe cerc, nu? Da. A și B sunt două puncte pe cerc. Iar C este un punct exterior, dar nu la întâmplare. Nu, vedeți că e 24 și raza e 12 radical din 3. Așa. Deci e aproape... Și orice e 24. Da. Dar atenție că zice că C-ul ăsta, da. CB și CA, da. Este tangent cercului. Adică dacă duc tangenta în punctul B... Așa. Și tangenta da, în punctul A. A. La fel pe C. Ele sunt intersectează în punctul C. Uh-huh. A, și o, da, îl unim pe O cu C. Unim pe O cu C și acum treaba... Și ăsta e 24. Asta e 24 asta. Uh-huh. Deci, țin cont că AC și BC sunt tangente la cerc. Adică am dus tangenta care e unică da. La cerc. Da? CA și CB tangente la cerc. Corect. 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 Și, din vorba de tangentă, o... OA o știm, 12 radical din 3. 69 de grade. Și acolo 90 de grade, corect. 69 de grade. Fiind vorba de tangentă, când a dus raza, la tangentă, s-a făcut unghiurile din 90 de și O, A, O, B sunt 12 radical din 3, vă propun. 12 radical din 3 și respectiv 12 radical din 3. O aflăm pe AC și AB și BC. Unghiuri dreptunghice și avem deja și ipotenuza și... Deci AC va fi egal cu CB. Se vede foarte clar. Da. Deci concluzia, tangentele duse dintr-un punct exterior la cer sunt egale. Deci tangentele duse dintr-un punct la exterior. Exterior la cerc, nu din interiorul spate. Da, sunt egale, corect. Sunt egale, uitați-vă, AC este cât CB. Teorema lui Pitagora în triunghiul AC. Fică la Pitagora, teorema lui Pitagora, nu? Și gata. Și gata, problemă. Hai să aplicăm, dă-i deci zicem, rezolvare. Ce spunem? AC pătrat. Nu, AC facem pătrat. Așa. Mai scriem pe triunghii, dreptunghii, două. Scriem, nu? Dar nu e AC pătrat?
zicem. Dar nu Mirna, tu vrei neapărat cu ipotenuza. Uite, poți cu cateta care trebuie să aflăm. Ace la pătrat. Deci, AC pătrat. Notăm aici în paranteză că AC e perpendiculară pe OA. Și aici apărit. Și atunci rezultă că AC pătrat egal cu OC la pătrat. OC pătrat minus OA la pătrat. OA pătrat. Să știi, Biruna, că de multe ori scrie așa. AC egal cu radical. Da. Deci mai stăm pe gânduri la un loc acolo. Radical din A la pătrat minus și la altă pătrat, da? Deci OC pătrat care este cât? OC este 24 la pătrat minus 12 radical din 3 la totul la pătrat. 12 radical din 3 totul la pătrat. Și va face egal cu radical din 576 minus 144 ori 3. Ia vedeți, 144 ori 3. 4, 3, 2 și face egal mai departe cu radical din Miruna avea spun cine are telefon să facă. 144, asta au și zis. Da. Din 144. Da, 144. Și egal cu 12. Da. Așadar, știu pe AC 12, 12. Asta trebuia să arătăm. La punctul A. AC și BC. Și acum în 4 lateru, O, A, C, B. Dar ce trebuie să aflăm? Unghiurile. Deja două. Păi A și B, o știm de 90 de grade. Da, știm deja. Și acum cum aflăm și ăsta de două? Știm C, știm B. Păi unghiul O și C nu-l știm. Unghiul O și C, A. Aflăm. Da. N-a zis că A, C-i tangentă? Păi a zis tangentă. Da. De-aia mi-am permis să spun că 90. Ăsta-i 90 și ăsta-i 90. Pe triunghiul ABC, domn profesor, nu-i... Triunghiul ABC e isoscel? ABC e isoscel, sigur. Și AOB. Și AOB, sigur că da. Dar la ce vă ajută chestia asta? Păi dacă e isoscel... Atunci, dacă unim, de exemplu, AR va fi egal cu RB. A? Ia deci R intersecția. Să duc asta? Da. Deci tai undeva într-un punct aici. Ai zis tu cu IA să notezi, da? Da, AR egal cu... Ca să fac confuzie cu raza, să zicem... M, M. A, M egal cu M, B. Asta știu. Deci, cum e intersectoare. Da. Deci A C... Și înălțime și medie. Da, deci A C O ori 2 egal cu A C B. A C M ori 2 egal cu A C B. Și avem... Deci ce spui tu, Miruna? Că A C... A C M ori 2 egal cu A C B. A C M ori 2 egal cu A C B. Da. Da. Deci dacă aștept cu ăsta, cu A C B. A, O, C e de 30 de grade, pentru că O, A, C are 90 și O, C e 24 și A, C e 12, adică împărțirea 2. 24 împărțirea 2 de 12. Zic. Așa deci, ea spune așa, Miruna. Cateta opusă unghiului de 30 de grade, da, jumătate din ipotenuză. Și ea zice că A, C e A, 12 și ipotenuza e O, C. E 24, domn profesor. Deci, fiindcă asta, toată A, C este de cât? 24. Asta e de 24. Da. Și A, C e de 12. Deci, zice cum de ăla e de 30 de grade. Care e un? A, O, C. Așa, da. A, O, C. Da. Aia zice. 30. Și ăsta e tot de 30. Da. 60. Corect. Și dincolo la fel, domnule. Și aici, cât este? Și ăsta cât este? Deodată. Nu 60. Păi dacă avem 60 și acolo avem 60, 80, 180 împărțit minus 180, 60, 30, 30, 60, 60, 60. Stai, fată, că ai 130. Aproaterul cât are? Suma 30. Păi, dar tați-ți un pic. A, O, B e 60. Deci, era. Da, măi, A, O, B e 60. Suma unghiilor unui patru later. 240. Este 360 de grade, da? Ai 360. 90-90 am terminat. Înseamnă că ăsta, plus ăsta, fac 180. Păi da, și ăla e 60, înseamnă că ăsta e 120. Da, da. Păi tu nu vă trageți atâta cu 30-30 și nu vă opriți. Deci, atenție, că de-aia vă insistam, dacă ăsta e 60, ăsta este, cum se cheamă ăsta, două unghiuri care împreună fac 180? Suplimentare. Deci e suplimentul ăsta, da?
Suplimentare, deci clar, așa trebuie văzut. Suplimentare nu era 90? Nu, complementare. Complementare. Și 110 suplimentare. Da, bine. Deci mă unghiu cu măsura lui A egal cu cine? Măsura lui 90. A, O este de 60. 60. A și 90. 90 de grade. B-ul este 90. 90. Și ce 120. 120. 80 de grade. Deci 120. Să vedem, nu avem mare lucru. După ce am aflat pe aceea, totul a mers destul de simplu. Da. Observația a fost a lui Mirun aici, aceea că 24... Cu 12, deci dacă însă nu vă prindeați de poanta asta, puteți să aplicați o funcție trigonometrică sinus de ăsta egal cu cateta sau tangentă, opusă, profesor. Sau tangenta pe catete. Da? Și tot așa vă duceați sau în urmă. Da. Indiferent. Ea a observat repede că 24 este ipotenuză și că dată cateta asta e 12, atunci ca și cum ar fi aplicat sinusul. Sinusul egal cateta opusă supra ipotenuză și pe 1 pe 2. Corect. Și 1 pe 2 la câte grade? La 30 grade. Corect. Da? De acolo vine toată povestea asta. Bun, și mai avem o problemă. Cine șerge? Da. Dragoș? Tu, Dragoș. Nu. Băiagii, trebuie să te mai iubești și tu să te duci. Da, da. Face n-ai slăbit. N-ai slăbit deloc. Așa. Hai să vedem și repede problema asta. Problema 4, că e și Andreea. Păi, tocmai. Da, ne-a stat de multă vreme. Ea n-a știut orarul. N-a știut programul, da. Și atunci haide să... Dar cred că apară, vorbește cu Mami. Mami? Da, cu tine vorbește. Da, mâine aveți geometrie? Da, nu, algebră, dar ne-am făcut tema astăzi, că liniște. Hai să ne oprim aici. Ne oprim? Nu! De ce? Că nu, și răsăr. Din motivul ăsta, că fiind Andreea a venit de atâta vreme, da, n-am știut despre ce te văd. Hai că facem mâine, mai e problemă. Nu-i frumos? Adică, nu, 5 minute. Păi, dacă tu ai fost în situația asta... Exact, pentru tine... E o chestie... Dar sunt sigur că dacă încercați și voi problema asta acasă, reușiți. Și rămâne să o facem... Dacă ai, eu sunt convins că tu știi să faci. Hai, ziceți la revedere. Să facem sinteza, domnul. Chiar n-am vrut. Sinteza facem? Sinteza, să facem ce am avut aici? Cercul? Da. La 1, da? Cercul cu poziția... Ce am făcut locul? Poziția relativă. A dreptei. Față de cer. Și scriem tangentă, secantă și exterioară? Nu, a? Nu. Asta e în mișcă. Cercul în scris. Mișcă. Cercul. În scris. În scris. Triunghiul. Triunghiul. În scris. Triunghiul. Da. Și cercul în scris. Și aici am zis iermit egal cu e supra P. Da. Da. 3. Cercul. Cercul. Scris. Triunghiului. E mare egal cu ABC supra 4 S. E mare egal cu ABC supra 4 S. Asta trebuie să o demonstrăm. 4. Scris. Mai copii, nu mai vorbiți că s-au de... Se înregistrează în timpul ăsta. Nu e mai aici. Și am făcut aici probleme. Nu? Cu teorema lui Pitagora. Probleme. Cu teorema. Pitagora. Pitagora. Mediana. Mediana în triunghi, nu? Da. Triunghi. Am și discutat mediatoare, bisectoare, exact. Am discutat de toate acestea. Cam astea au fost lucrurile importante. Ne oprim aici. La revedere!